Salut! Bine te-am regăsit pe podcast. Astăzi o să încep cu niște specificații tehnice. Probabil ați observat că am început un fel de mini podcasturi. Scurte de două minute, trei minute în fiecare zi legate de expresii în limba română. Mi-a venit ideea asta pentru că am realizat că expresiile sunt foarte importante. Și am spus că ar fi minunat să te pot ajuta cu limba română, să vă pot ajuta. Cu limba română și să aveți mici expresii sau cuvinte explicate scurt în fiecare zi. Și planul este ca de luni până vineri să poți asculta un mini podcast și să înveți ceva nou în română. Am descoperit, din păcate, că miercuri săptămâna asta, hai să văd exact ce dată a fost, să fi fost 20, da, 24, a fost miercuri. Joi pe 25 am descoperit că Spotify nu publică aceste podcasturi foarte mici, deși este, se poate vedea pe alte platforme. Um, am Sunt în dialog cu gazda mea sau hostul meu, Podbean um, Am scris un e și celor de la Spotify și încă nu am primit un răspuns Recomandarea mea este să mergeți pe gazda mea de la Podbean Pentru că acolo se văd toate podcasturile și nu ar trebui să fie probleme. Din păcate, vă afectează pe voi cei care mă ascultați pe Spotify, dar repet, sugestia mea este să mergeți pe gazdapodbean.com și să vedeți noi episoade în cazul în care nu s-a rezolvat problema pe Spotify și nu am primit un răspuns legat de cele două podcasturi de joi și vineri. În plus, am descoperit no, o platformă simpatică unde poți să vezi atât podcasturile mele, cât și pozele sau imaginile care sunt atașate la podcasturi. Îi zice Listen Note listennotes.com. Sugestia mea, în primul și în primul rând, este să mergeți pe, pe hostul meu. Bun. Odată ce am specificat lucrul ăsta, putem să mergem mai departe. o să vă pun linkul de la hostul meu, de la gazda mea, în descrierea din podcastul de astăzi. Ca și subiect pentru uh, episodul de astăzi, m-am gândit să fie hrană pentru suflet. De ce hrană pentru suflet? Pentru că e ceva important din punctul meu de vedere, pentru că trăim niște vremuri intense. Pentru că suntem provocați, pentru că poate fi greu, în special mental, să faci față unei situații îndelungate de restricții. Și am spus că e timpul să vorbesc despre asta. Observați că hrană înseamnă nu numai mâncare, adică ceva fizic. Mâncare pe care o mănânci în fiecare zi, pe farfurie, îți pui de mâncare. Hrană poate fi și concret, și abstract. Nu poți să spui mâncare pentru suflet. Sau poți să spui mâncare pentru suflet, dar ideal. Și recomandat ar fi să spui cuvântul hrană, pentru că acest cuvânt hrană este mai complex, pentru că include acest cuvânt mâncare printre altele. Acum, ce înseamnă hrană pentru suflet? Uh, suflet, fac o paranteză. Suflet, știți ce este? Suflet este ceva ce nu se vede, care e localizat cumva în corpul nostru, undeva în zona pieptului, parcă avea vreo 30 de grame sau în jur de 30 de grame și nu se vede. E ceva spiritual. E ceva de o altă dimensiune. <laughs> În uh, engleză îi spune soul. Hrană pentru suflet. Am vorbit la un moment dat despre hrană pentru stomac, de mâncare. Este timpul să vorbesc de hrană și pentru suflet. Pentru că pentru mine atât hrana pentru corpul fizic, cât și hrana spirituală sau hrana pentru suflet sunt importante. Dacă ar fi să găsesc o ordine, aș pune că hrana pentru suflet este mult mai importantă decât hrana pentru stomac, pentru corp. Hrana pentru suflet pentru mine înseamnă gânduri, atitudini, acțiuni care sunt aliniate. Care sunt în conformitate cu ceva divin, cu ceva nevăzut, care inspiră iubire, compasiune. Da. E un subiect amplu, <laughs> e un subiect complex. Greu de explicat și de înțeles, chiar și în limba română. De când am fost copil, mi-a plăcut să observ și să îmi pun întrebări. De ce? De ce e așa? De ce se face așa? De vreme, destul de devreme în viața mea, am început cu yoga. Într-o perioadă în care yoga în România nu era ceva foarte popular, nu era ceva ce toată lumea făcea. Am simțit o atracție în direcția respectivă. Și a fost minunat ce am descoperit. Și faptul că am început cu yoga de vreme, de vreme înseamnă adolescență. Poate să totuși să fi avut 18, 19 ani, poate, undeva pe acolo. Și nu a fost întâmplător faptul că am început cu yoga de vreme în viața mea. Eu cred că nimic nu este întâmplător. Și am început să practic yoga ca și formă mentală, ca și o formă de. ca și practică legată de respirație. Nu neapărat un exercițiu fizic. Și nu are cei care mă ascultă. Vreau să precizez că yoga pe care am practicat-o în România, mai exact în Cluj, în Cluj Napoca, nu are nicio legătură cu MISA. Pentru că cu ceva timp în urmă exista o organizație care se numește MISA. Nu știu dacă mai există, dar a fost un scandal mare cu un individ care se numește Bivolaru. Am povestit despre lucrul ăsta într-un alt podcast anterior. Dacă vrei sau vreți să aflați mai multe, dacă vrei să afli mai multe, vezi puțin podcastul legat de yoga. Experiența mea a fost senzațională. E o stare de pace și de liniște pe care o ai în momentul în care lucrezi cu tine. Lucrezi mental, lucrezi cu gândurile tale, sortezi gândurile tale și pur și simplu te observi sau practici niște exerciții de respirație. Pot să vorbesc foarte mult pe subiectul ăsta, să vedem. <laughs> Cât timp o să am la dispoziție astăzi? Un gând? Ce este un gând? Un gând este ceva ce nu se vede, dar putem să vedem rezultatele lui. Un gând poate fi o idee, ideea nu se vede, dar vedem rezultatele ei. o meditație poate fi ceva care nu pot să o vezi fizic, pot să meditezi mental și mai ales vezi rezultatele. Hrana pentru suflet e legat de tine ca și structură moleculară. <laughs> Pentru mine e ceva științific. Vreau să precizez că nu sunt religioasă. Nu o luați personal. <laughs> Dacă voi sunteți sau tu ești religios, am tot respectul. Eu nu sunt religioasă. M-am născut. Catolică, într-o țară ortodoxă, și ca adult am ales. Ca și bebeluș, nu am putut alege, dar ca adult am ales. Nu merg la biserică, dar cred în ceva suprem, cred în ceva care poate fi caracterizat ca fiind o energie, ceva ce nu poți să vezi. Dar pot să simți în tine. Unii spun că această energie sau această conștiință se numește vidul, all that is, în românește putem să traducem tot ceea ce este. Unii spun că e Dumnezeu, sunt foarte multe cuvinte. Unii spun că este absolutul. Doamne, sunt multe, multe cuvinte pentru același concept. Eu consider că orice cuvânt ai alege e perfect. Alege cuvântul cu care tu rezonezi. Pentru mine, cuvântul Dumnezeu. E un cuvânt care poate să explice această energie sau această conștiință. Cum vreți voi să-i spuneți? Bun. Nu știu dacă știți că, în general, cuvintele au o frecvență foarte. Au... Cuvintele au o frecvență. Hai să zicem doar așa. Și Cuvântul Dumnezeu are, poate, cea mai înaltă frecvență la fel cum cuvântul iubire are o frecvență foarte înaltă. Personal, mă rog, nu, vreau să spun ceva, dar nu mai spun. Hrana pentru suflet înseamnă să fii, să ai grijă de tine. În primul rând. Apoi poți să ai grijă de alții dacă ai grijă de tine, de gândurile tale, poți să ai grijă și de ceilalți, și de copii, și de parteneră, și de familie, etc. Totul începe cu tine și hrana pentru suflet. Hrana pentru suflet poate însemna, nu știu, niște cărți pe care le citești, da, poate fi hrană pentru suflet. Un podcast pe care îl asculți, poate în direcția asta mai spirituală, mai profundă, mai filozofică a vieții, da, poate fi hrană pentru suflet. Hrană pentru suflet poate fi muzica. O muzică de suflet. Atenție la frecvența muzicii. Cei care studiază, dacă printre voi sunt experți în muzică, știți foarte bine cum e cu herții și megaherții unei melodii. S-au făcut foarte multe testări ce poate face o muzică cu noi, cu mintea noastră și corpul nostru și cum rezonăm la frecvența, frecvența muzicii. am văzut la un moment dat un experiment în Statele Unite, o mașină obișnuită, cum se spune în românește, o mașină mică. <laughs> mașină mică, da? Și erau mai mulți tipi. Tipi înseamnă băieți, bărbați. Și tipii ăștia au pus niște difuzoare foarte puternice în mașină. Ce înseamnă difuzor? E ca un fel de boxă. Ai boxe și poți să asculți muzică la boxe. Da? O boxă, două boxe. Și au pus muzică la difuzoare sau la aceste boxe foarte puternice și ce s-a întâmplat? Ce credeți că s-a întâmplat? A început să se miște mașina. Vă rog să vă imaginați sau să vizualizați un experiment în care ai o muzică pe o frecvență foarte înaltă și, și la un volum maxim. Maxim! Au început să se miște geamurile și să tremure mașina. Și băieții ăștia erau în afara mașinii și țineau mașina ca să nu explodeze mașina. <laughs> Au început să se miște geamurile și băieții care țineau mașina pe loc ca să nu se spargă tremurau. <laughs> tremurau. Geamurile tremurau așa de tare. Tu, 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 Că am zis că se sparg geamurile și se vedea cum iese geamul afară, a fost senzațional. Vă recomand să vă uitați pe net, să vedeți acest video, sau probabil sunt multe videori cu experiment, cu muzică la maxim, volum extrem de înalt, mare, volumul mare, și să vedeți cum reacționează mediul înconjurător. Știți cum e mediu înconjurător, în românește, iar în engleză îi spune environment. Pe păi asta ce vă zice? Mie una îmi zice că foarte mult contează frecvența. Și asta ține de o mașină Asta ține de o plantă sau de noi ca indivizi. Atragi ceea ce ești. Cum adică? Păi, ești o persoană negativă, se plânge în continuu, asta vei atrage în viața ta. Asta e frecvența ta. Ești un om plăcut, zâmbitor, optimist. Vezi viața din perspectiva asta, asta vei atrage. Astfel de oameni. Pentru că asta este frecvența ta. Deci, ține de tine, nu de ceilalți. Ține de cine ești tu, cum ești tu și gândurile tale. Vedeți voi, pentru mine totul începe cu un gând. Cum se spune parcă în Biblie ce zic ăștia? Și la început a fost cuvântul. Eu eu aș spune la început a fost gândul care s-a manifestat în cuvânt. <laughs> Camelia, te gândești să scrii Biblia din nou? Nu. Ea, <laughs> pentru mine face mai mult sens că când spui că la început a fost gândul și apoi s-a manifestat cuvântul. Da, și cuvântul are o frecvență. Bun. Ce încerc eu să spun eu? Ce încerc eu să spun aici? Hrană pentru suflet. Ai grijă de mintea, gândurile tale. Mintea ta. Ce înseamnă minte? Nu înseamnă doar creierul ființei umane, înseamnă mult mai mult de atât. Înseamnă tot ce este în interior și exterior. În corpul tău și în afara corpului tău. cântărește cuvintele, filtrează cuvintele, observă gândurile, Puneți întrebări și află de ce gândești ceea ce gândești. Poate că e ceva important pentru tine, poate că nu. Hrană pentru suflet Voi v-ați gândit vreodată la Lucrul ăsta. Ce ar putea fi hrana pentru suflet și ce faceți voi pentru asta. Sau ce faceți voi în sensul ăsta. Pentru mine, Camelia, este foarte important lucrul ăsta. Pentru că, din punctul meu de vedere, toate în viața noastră aduc în același punct. Toate se izbesc de hrană pentru suflet. Ce fac eu, ca și hrană pentru suflet? Citesc, fac discipline, nu e neapărat meditație, e mai mult știință. <gătă -i> Și cu cât faci lucrul ăsta zilnic, cu atât mai bine. Dar pot să încep cu o meditație. De ce nu? Și meditațiile sunt foarte multe forme. Găsește forma ta de meditație cu care rezonezi. Respirație. Mergi pe Pranayama. Sunt multe forme de respirație care clar te vor ajuta mental. Citește. Ascultă. Informează-te. Pentru că mai întâi trebuie să te informezi și apoi să practici. Asta zic eu. Acum o să sune foarte clișeu. Cunoștințele înseamnă putere. Așa este. Când știi ceva, puterea e la tine. Depinde ce înseamnă putere pentru tine. Asta am vrut să vă spun astăzi. A fost foarte abstract acest podcast. <laughs> um, e un aspect foarte important pentru mine, aș pune central. Găsește tu răspunsul tău, ascultă tu de tine, de instinctul tău și nu de alții, mai ales în timpurile pe care le avem acum. Personal, simt că suntem provocați și atacați digital și mental, în primul rând. De ce zic asta? Pentru că e ultima zi din februarie 2021, pentru că încă mai sunt restricții legate de acest virus, pentru că în continuare ne sunt îngrădite drepturile și suntem provocați. Mental și digital pe diferite platforme de media socială, internet, ziare, televiziuni într-un cuvânt informație. A îngrădi înseamnă a micșora, a face ceva mai mic. De exemplu, când spui că îngrădești niște drepturi, înseamnă că restrângi aceste drepturi. Personal, cum am spus și în ultimul podcast, nu mai sunt pe media socială. Folosesc Telegram, dar am ajuns să folosesc Telegram destul de rar. În ultimile zile, pentru că nu simt că mi oferă informația de care am nevoie sau cu care eu rezonez. Nu mai citesc ziare de ceva vreme. Ce înseamnă ceva vreme, pot să zic de ani. Ani. Acum 15 ani mă trezeam și <laughs> citeam ziarul prima dată asta se întâmpla în trecut, nu se întâmplă acum, în prezent. Și am ajuns după ce am implementat noi discipline disciplini? Uh, Disciplină, ia. <laughs> trebuie să, uneori trebuie să mă gândesc cum e în română. După ce am implementat noi discipline în viața mea, rezultatele sunt minunate. Mă trezesc fericită și mă culc fericită. Mă bucur de copaci, mă bucur de soare, mă bucur de cerul albastru, mă bucur de un zâmbet, mă bucur de o floare. Mulțumesc pentru apa. Pe care o beau, și în Norvegia cred că apa încă este bună. Doamne, poate o să aflu într-o zi că au băgat nu știu ce, și în apa asta. Nu știu, mie mi se pare că e bună. Vorbesc de apă potabilă. În Norvegia nu-ți cumperi apă în magazine. Poți să-ți iei apă potabilă și să o bei. E un lucru minunat. Mulțumesc apei. Ați auzit bine. Cum îl cheamă pe tipul ăla din, din Japonia care a testat apa? Hokimoto. nu știu cum îi mai spune. Îmi scapă acum. Ce înseamnă că îți scapă acum? Înseamnă că nu îți mai aduce aminte pe moment. A fost un experiment legat de apă și rezonanța apei și cum apa reacționează la mediu. Și în experimentul respectiv s-a pus într-un pahar apă pe o hârtie s-a scris un cuvânt, de exemplu, love, iubire, și s-a lipit cuvântul respectiv pe pahar. Tipul a studiat reacția apei, a studiat celulele moleculare și a observat o structură perfectă, frumoasă. Dar a și testat exact opusul. Într-un pahar cu apă, a, a, într-un pahar a pus apă și a lipit o hârtie pe care a scris hate, de exemplu. Ură și a observat că celulele sunt haotice. Vorbesc de structura moleculară. Vorbesc de cum s-au așezat celulele. O să încerc acum pe loc să găsesc răspunsul la... Uh, cum îl chema pe tipul ăsta? Să văd dacă reușesc. Nu vreau să vă țin mult aici. Îmi scapă numele tipului, dar o să-mi aduc aminte, o să-mi vină, sigur. Care e concluzia? Apa reacționează la mediu. Plantele reacționează la mediu. Copacii reacționează la mediu. Sunt ca o familie și discută între ei. Cum? Prin rădăcini. Copacii, plantele, este fascinant, nu? <gânt> Eu, una, găsesc acest lucru fascinant. Ce încerc să spun spre final? În momentul când beau apă, mulțumesc <gânt> pentru apă. Și eu cred că se schimbă ceva la nivel celular în corpul nostru când facem lucrul ăsta. Eu nu spun că și voi trebuie să faceți asta. Eu nu spun că e bine sau rău. Eu doar vă spun ceea ce fac eu. Nu trebuie ca și voi să faceți exact ca și mine. E motor cheamă, masaru. Emoto. Dacă scrieți pe net, o să vedeți despre experimentul lui, ce a făcut și ce e minunat e cunoscut internațional. Cam asta am vrut să vă spun. Timpul trece, uh, nu vreau să fie un podcast lung, uh, vreau să fie un podcast undeva la 30 de minute ish. <gântu -i> Mă bucur că mă asculți, că m-ați Vă urez un weekend și o săptămână, ca aici e weekend, un weekend și o săptămână excelentă. Și ne auzim pe următorul podcast. Nu uitați să vedeți sau să ascultați podcasturile astea mici, 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 de câteva minute în fiecare zi. Numai mai bine.